Înseamnă văduv, văduvă. Rămasă cu un copil. Se reîncarnează sau te cheamă în lumea lui, a ei, trecând prin un fel de portalul morții. Dar tu trăiești, da, știi? Se reîncarnează el sau ea în altă lume. Nu se știa, n-am știut, noi învățăm acum. Așa. Se sare în lumi paralele, în altă lume, unde văduva și îl găsește pe el, duhul îi se înfiripă în alt corp. Și de aici e zâza bâza energetică. Corpul își caută duhul, știi? Și până își caută duhul, cumva, acolo e ceva nebunie între lumi paralele, trebuie să se clarifice acum, ca să putem trăi mai departe. Hai să vezi pe parcurs cum se întâmplă lucrurile. Am mai zis, bătaia se dă nu pentru suflete, se dă pentru corpuri. Un fel de sare în altă lume și ca și cum soarta ție altfel. Dar nu e așa, un fel de... Da, e mult mai complex și mai legat de rubedenii, legat de copaci ai neamului, legat alte încrengături, încrestături, alte... Ai să înțelegi pe parcurs. E foarte interesant. Da. Bun.